Bună găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Cultură pe Coordonate, la un nou subiect cultural. Astăzi e imagini de la Teatrul Național Constanța, unde are loc un dublu eveniment cultural. Este vorba de o lansare a unui volum scris de Elora Aica, o domnișoară extrem de interesantă și, bineînțeles, talentată ca scriitor. Se numește volumul Poveștile Cavalerului Folk Trotter și acest eveniment, lansarea de carte, va fi urmat de un concert live, tot aici la Teatrul de Stat, care va fi susținut de Walter Ghicolescu și intitulat Întrecerea Lumilor. Carta este scrisă despre un subiect interesant, este chiar viața artistică a lui Walter Ghicolescu, pusă pe pagini și pe cuvinte de către aura apropiată a lui Walter. Și, așa cum vă spuneam, acest dublu eveniment vă va încânta, vă vom lăsa în compania organizatorilor și să sperăm că va fi o plăcere și o încântare pentru dumneavoastră. Handel spunea la un moment dat, și eu l-aș parafraja, l-aș cita: nu am cântat ca să-mi distrez publicul, am cântat ca să-l fac mai bun. Să spunem că albumul Trecerea Lumilor încearcă să nască cel puțin niște întrebări în dumneavoastră, întrebări cărora le veți găsi răspunsul fiecare atunci când veți considera că este momentul și fiecare va înțelege întrebările care se nasc în urma acestui album prin prisma propriei conștiințe. Sunt texte grele, dar am asumat riscul să cânt într-o lume în care chiar și în folk se ajunge la manelizare. Asta este, din păcate. Dar am asumat riscul să cânt clasici, să cânt câțiva prieteni contemporani și să cânt acest album într-o manieră puțin atipică. Fără tobe, fără ritm, un pian, un pian excepțional, și mulțumesc lui Marius Băraș. Ați putea căuta Marius Băraș pe SoundCloud și peste tot, este un pianist excepțional din Constanța, a fost și producătorul muzical. Un pian, spuneam, o chitară pe care mi-am achiziționat-o special, cum veți vedea. Câțiva prieteni care m-au ajutat cu vocile lor deosebite: Daniela Cojocaru, Marius Teodorescu, ei formează grupul acel band, Georgiana Chiriță, o prietenă de la Liceul de Artă, o domnișoară care n-a putut să fie cu noi, din păcate, astă seară. Și chiar Marius, care m-a ajutat și cu vocea pe album, pe acest cor. Repet, pian, chitară și cor. Nimic mai mult. Am zis că muzica aceasta trebuie să ajungă la dumneavoastră nu neapărat prin ritm, ci prin esența textului și vocea mea, încercând pe cât posibil să pun în valoare aceste texte. Nu știu cât mi-a reușit. Nichita Stănescu spunea că o poezie bună pe o melodie proastă se uită mult mai repede decât o poezie proastă pe o melodie bună. Acum, eu am încercat să iau niște texte foarte bune și să ajung cât de cât la acest echilibru, pe cât posibil. Mi-ar plăcea să cred că albumul va fi ascultat în liniște, dar știu că într-o era vitezei, foarte mulți ascultăm în mașină. Veți avea surpriza să găsiți 15 piese și o a 16-a, de fapt una dintre cele 15 reorchestrată. Daniela, vă rugăm, puteți veni mai aproape și voi aici, sunteți parte din echipă. Daniela Cojocaru este una din prietenele care au cântat și este câștigătoarea așa festivalului Mamaia, chiar dacă Mamaia se câștigă de un anumit gen de cântărețe. Am așteptat să dea cuvântul domnul șef, domnul George Eugen Doinaru. Probabil că acum îi voi preda microfonul puțin. O luăm de la capăt, spune-i, dar după aia vizat. O luăm de la capăt și mai spune o dată. Oricum ar fi, vă mulțumesc celor care ne-ați fost alături și prin cuvintele frumoase și prin încurajările pe care le-am primit, pot să spun, pe Facebook. Este singurul și cel mai la îndemână mod de promovare și de interacțiune, mai ales cu oamenii pe care îi întâlnim doar la capătul unui terminal. Au fost și
Napoleon mai spune așa, ca să facem un război, îți trebuie 3 lucruri. În primul rând bani, în al doilea rând bani, în al treilea rând bani. Acum s-a transformat în altceva. Dacă mai găsești și un sponsor, e bine. Dacă nu, te cauți prin buzunare, faci o descoperire de salariu. Sau cum se spune, așa se spune, nu? Descoperire sau acoperire, descoperire, nu știu cum. În fine, una peste alta, să spunem că astea sunt chestii care au trecut. Albumul și cartea despre care vă va vorbi și... Nu, nici eu nu știu să vorbesc, dar încerc să fac cumva să nu se vadă. Vorbesc mult și uneori spun și lucruri pe care nu le mai gândesc. Încă o dată, vă mulțumesc că ați ajuns. Sper să, la sfârșitul serii, să nu vă pară rău că ați lăsat, știu și eu, pe planul 2, petrecerea de după. Știu că este o mare sărbătoare, sunt multe sărbători de fapt astăzi. Și gata, eu nu mai spun nimic. Data viitoare, când voi vorbi, voi fi pe scenă. Mulțumesc! Vreau să vă salut și să vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară. Sunt extrem de emoționată, am să-l las pe domnul Eugen Toinam să ne spune câteva cuvinte până mi-adun gândurile, pentru că nu mă pregăteam să spun mare lucru. Adună-le, Eugen, te sunt mai bine. Îmi pare rău că am venit la timp, dar am lipsit 2 minute. Nu știu ce a spus Walter. Precis a spus ce nu trebuia. De regulă, trebuia să-l prezint la scenă, acum mi-a luat tot textul, trebuie să știți despre... Ai spus chestia asta, că ești absolvent la 2 facultăți, că ești profesor de matematică. Dar nu este caz. Dar eu asta voiam să spun, dacă spun acum, așa nu o să mai spun pe scenă. Să știi că, în cazul artiștilor, Napoleon poate fi contrazis cu argumente extrem de puternice. N-avem cum, ca artiști, să avem noi bani, bani și iarăși bani. Și nici nu ne trebuie. Ție ți-a trebuit un singur lucru, o muză, și talentul tău. Muncă, talent și muză, gata, al patrulea album. Plus carte. Aceasta este politica externă. Muză, talent, muncă, dar și bani. Credeți-mă. Banii urmează să vină. Deja încep să vină, nu? Toată lumea sper că la biletă sau nu. Ce, e organizat? Nici nu știu. Nici nu știu. Bun. Restul sunt cuvinte de complezență, multă muncă, în studio, tot ce știți. Puțină lume vorbește despre ce se întâmplă în sufletul și mintea unui artist. Acest mecanism al creației n-a fost descifrat nici de știința sovietică, nici de un colectiv de cercetători din state din Marea Britanie. Nu se știe ce alchimie se întâmplă și ies din anume oameni, mie îmi place să spun, din anume oameni frumoși și ies lucruri extraordinar de frumoase. Știți că în literatură e o teorie, viața și opera poetului, scriitorilor. Și multă lume face această confuzie. O viață urâtă, o operă urâtă. E bine să despărțim omul de operă, dar e un adevăr fundamental aici, pentru că și eu cred că dintr-un om fără calități, fără repere culturale, nu poate ieși ceva deosebit. Mă bucur mult că l-am cunoscut pe Walter, el este născut în Călăraș și a făcut ultima facultate la Iași. Este de 2 ani în orașul nostru. 7 ani. Asta nu trebuie să o spun. Deci eu eram mai tânăr cu 7 ani când tu veneai în Constanța. Chiar și eu eram mai tânăr. Chiar și tu. Sunt tânăr, doamnă, știi tu. Încă tânăr, să spune. Sunt încă tânăr, doamnă. Și mă bucur că ne-am întâlnit. La inițiativa lui s-a și constituit o formă, corabia de folk, am zis noi, da? Flota de folk. A fost un proiect frumos. De altfel, unul din membrii fondatori, o să-l vedeți și pe scenă, invitat al lui Walter, domnul Lorenț Marinescu, aici de față, să și cânte. Și iată, încet, încet, se reîntregește echipa, a venit și MES, a venit și domnișoara noastră Ieșancă și ea, de asemenea, care... S-a mutat în? Zori. În Zori. Te-ai mutat în Zori sau în Zona? Zona. Da, chestiune de vârstă. Mereu în Păi, ce să spun? Pot să spun că oamenii pot servi prăjituri, pot să ciocnească un pahar, nu, pot ceva? Pot ciocni și un ou? Da. Nu astăzi. Da, vă promiteam pentru cei dintre dumneavoastră care ați urmărit activitatea noastră online, vă promiteam un mic joc. Și eu personal am vorbit serios.
Și pentru că îl cunosc pe cavalerul Folk Trotter și știam că dacă am să-i spun despre ce urmează, nu va fi de acord, mi-am pregătit o surpriză pentru toată lumea. Despre carte în sine nu cred că este necesar să vorbesc eu. Am dorit să ajung aici anumiți oameni care s-a întâmplat să nu ajungă să vorbească despre ea. Vor fi oameni la București care îmi vor acorda această onoare. Și pentru că nu are sens să vorbesc despre ce am scris eu, despre cum îl văd eu pe Walter și despre cum am îmbinat textele și titlurile poeziilor lui cu experiența noastră de 8 ani împreună, am să vă las pe dumneavoastră să digerați textul așa cum îl înțelegeți dumneavoastră și eu am să trec la acel moment de care vă spuneam cu mențiunea că vă rog să vă simțiți atât de bine pe cât am să mă simt eu. Înainte de asta, dă-mi voie să te felicit, vorbești extraordinar limba română. Ca să văd pe carte, ea se numește Elora, Ieca, da. Și de pe ce bea laguri și cum ai învățat românești atât de bine. Da, cred că este necesar măcar atât să specific despre pseudonimul acesta literar, pentru că foarte multă lume m-a întrebat de ce Elora Ieca. Elora este varianta franceză a numelui meu de botez, Elena, care se sărbătorește astăzi și am marea bucurie să am alături de mine pe dumneavoastră. Iar Eca este are un dublu sens. În sanscrită, Eca, se scrie Eca, se pronunță Ec, înseamnă 1, este o cifră sacră, reprezintă totalitatea. Tot ceea ce suntem noi este, de fapt, un singur element. Iar în tabelul lui Mendeleev erau numite prototipurile nedescoperite încă, erau numite Eca. Eu, pentru că am preferat foarte mult timp și voi prefera în continuare să fac asta, să stau undeva în umbra lui Walter și să-l ajut atât cât pot de acolo, am presupus că este potrivit să se numească Eca, să mă consider un element nedescoperit, așa cum am avut totuși curajul să mă descoper astăzi în fața dumneavoastră prin ceea ce veți găsi acolo. Am promis că nu vorbesc despre ce este acolo. Există un cuvânt înainte foarte onorant al doamnei Clara Mărgineanu, care a dorit să ilustreze mai mult latura umană a lui Walter și a Elenei și am să mă bucur de această onoare de a fi descrisă dintr-o perspectivă cât se poate de umană. Restul, tot ce se poate înțelege din punct de vedere filozofic, literar, vă las pe dumneavoastră să asimilați în timpul și în ritmul dumneavoastră. Eu sunt extrem de bucuroasă și emoționată că mă aflu astăzi aici și vreau să detensionez puțin atmosfera cu această surpriză. În primul rând să văd pe Walter cum va reacționa. E cazul să-l țin? Să nu facă vreun gest de cugetat. Vezi că ea o să rămână în umbra ta, dar n-a spus un an, doi. Da, este vorba despre un joc cu întrebări și răspunsuri exact așa cum am anunțat, pentru că noi facem promisiuni și ne ținem promisiune. Deja am început să mă țin bine, el începe să se crispeze. De obicei e invers. Am să-l rog pe omul Walter, pe care dumneavoastră îl cunoașteți în mare parte pe scenă, câțiva dintre dumneavoastră și în alte relații, de om în spatele scenei, am să-l rog să fie cât se poate de spontan. Trebuie să mă strângă papionul. Și decât să vă spun eu ce am scris în carte, care este o formulă mai elaborată despre omul Walter, prefer să vă dau 28 de întrebări, câteva detalii despre cine este Walter. Și am să te rog să fii spontan și să răspunzi. Ai de ales la fiecare întrebare între două variante. Da? Este un joc și nu face decât să te dezvăluie. Atâta tot. Dacă eu am avut curaj să scriu această carte... Oare? Da. Dacă eu am avut curaj să scriu această carte despre noi, și tu trebuie să ai curaj să răspunzi la niște întrebări. Da, mi se pare corect? Eu joc acum după regulile tale? Eu joc după regulile tale tot timpul. Mai spune o dată. Asta e politica externă.
Sunt 28, dacă vrei le numeri, dar o luăm. Cer sau pământ? Cer. Munte sau mare? Mare. Cântec sau poezie? Cântec. Vis sau realitate? Vis. Memorie sau iertare? Iertare. Tare. Iertare. Și vreau și eu această secvență să-i arăt uneori. Mai tragem o dublă să drumuri sau odihnă? Drumuri. Sper să-i smulg câteva promisiuni, măcar acum. Familie sau carieră? Acum, regula e aceasta. Răspuns la una dintre ele. Familie. Critici sau aplauze? Critici. Că doar așa am crescut. Setul 2. Revenim un pic în zona... Primul set cine l-a câștigat, să înțelegem. Era tie-break, era... Revenim în zona mai prozaică, mai aproape de pământ și întrebăm așa. Sarmale sau ciorbă de perișoare? O cățelă. E foarte greu de ales pentru el. Și una așa, foarte... dar nu se fac. Nu. Nu? Chiar trebuie să răspund? Da. Eu sunt vegetariană. Ciorbă de perișoare. Și ca să ne referim la un coleg de-al tău de breaslă, domnul Silvan Stâncel, care are o piesă foarte drăguță, am să te întreb, blondă sau brunetă? La bere. Elena și atât. Exact, Elena și atât. Blondă sau brunetă? Chitară sau mașină? Chitară, clar. Am avut foarte multe tentative, nu reușim niciodată. Profesor sau artist? Artist, profesor. Flori sau prăjituri? Flori. Blue jeans sau pantofi de lac? Câine sau pisică? Câine. Veți recunoaște personajele acestea în poveștile Cavalerului Fălăturate. Câine, clar. Sunt mulți câini și pisici. Dar într-un singur loc, toți grămadă, ca să nu vă plictisesc pe fiecare capitol cu câte o pisicuță, deși le-aș fi pus peste tot. Albastru sau curcubeu? Pentru că îi place foarte mult albastru. Pentru că mai este o culoare oranj pe care trebuie să o... Ce e cu oranj? Este culoarea ta. Acum e vorba despre tine. Mereu, externă, mereu este vorba despre Walter în povestea noastră. Dar noi funcționăm foarte ok. Catifea sau mătase? Pentru cine? Pentru mătasea? Pentru ce? Înțelegere din asta. Mătase. Primăvară sau vară? Vară. Beatles sau Dylan? Mințez. Beatles sau Dylan? Dylan. Clar. Călăraș sau Constanța? La mama sau la mine? Ce? Am ales Constanța, nu? Constanța? Am ales Constanța. Vreau caseta. Păunescu sau Sorescu? Păunescu. Am avut onoarea să respir același aer pe scenă și atunci. Autostradă sau potecă? Potecă. Ceai sau cafea? Ceai. Sunt povești cu ceai în cartea despre noi. Lut sau aur? E sigur? Înțelept sau frumos? Și aș răspunde dintr-un banc, dar o glumă. Înțelept, oricum frumusețea se duce. Sunt încă tânăr toamnă, cum spuneam. Dar nu știu până când. Minte sau inimă?
Am să răspund cu mintea și am să spun inima. Deci inima. Da? Pentru cine este jocul? Tu le cunoști foarte bine. Pentru... Nu era mai bine să mă descopere ascultându-mă cântând și ascultând... Vor descoperi și asta. Protestezi? Mai sunt două și ai scăpat. Copil sau adult? Copil am fost, știu cum e, adult încă n-am reușit să ajung. Deci copil, că știu, măcar cunosc terenul. El este un copil și în poveștile Cavalerului Trotter există un text exact despre asta, despre cum e Walter copil, adult. Noapte sau zi? Zi. Pentru că înseamnă lumină, cel puțin așa am tradus eu. Zi înseamnă lumină. Eu mai mult nu mai știu ce să mai spun. Vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți aici. După acest joc, am și eu o întrebare în numele publicului. Diseară unde vei dormi? Casă sau hotel? Am doi motani care mai vin de la noi în vizită și care uneori dimineața îi găsesc pe preș. Cred că unul de-a dreapta și unul de-a stânga nu va fi frig deloc. Nu știu, vom vedea. Da, vă mulțumim, domnul Marinescu, vreți să vorbiți acum despre albumul bunului Walter, da? Vă mulțumim mult de tot! Se poate că vreți frumos de mai mult ce e acolo. Mă numesc Laurențiu Marinescu și trebuie să vă spun că sunt onorat că am fost invitat astăzi aici la această lansare de disc. Îl cunosc pe Walter de mai mult timp. Astăzi am aflat că acesta e al patrulea album, eu știam de trei. Ceea ce pot să spun este că trei dintre albume le-am ascultat, inclus vorbim și de cel de azi, pe care l-am ascultat într-adevăr în mașină, dar nu în trafic, pentru că mi l-a dus foarte târziu, mi l-a dus astăzi, a trebuit să-l ascult ca să pot să spun câteva cuvinte despre album, din postura de cântăreț și creator de muzică folk, pentru că asta sunt și eu. Probabil că o să fiu nu pot să fiu un simplu ascultător atâta timp cât și eu cânt. Ce pot să vă spun, și o spun cu multă sinceritate, că acest album al lui Walter este un album care sparge tiparele, cel puțin în momentele astea în care folk-ul a devenit un fel de, nu știu, un fel de petrecere în club. Și în prima jumătate, un spectacol de folk în club, toată lumea te ascultă, în prima jumătate de oră. În a doua jumătate de oră vorbesc mai tare decât tine, iar în a treia jumătate de oră încep să auzi numai sticlele lovindu-se unei de altele. Iar Walter a compus muzică pe niște texte, pe niște poezii extraordinare. Și acest album trebuie ascultat acasă, știu, în niciun caz în mașină. Iar muzica lui, împletită cu textul și la care s-a adăugat partitura de pian, care este extraordinară. Pianistul este un om foarte talentat și vioara are câteva apariții, câteva piese, dar pianul este foarte prezent. Dă un sunet aparte. Și aș vrea să spun că, după părerea mea, soundul acestui disc este cel mai bun dintre toate discurile pe care le-ai scos. Vorbim cu protagoniștii evenimentelor, celor două evenimente, lansarea de carte și spectacolul acestei seri. Este vorba de Elora și Walter. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Val! Bună seara! Elora, acum s-a născut ideea aceasta de a scrie o carte despre Walter? Cred că Walter merita o carte despre cine este el în afara scenei. Am făcut atât cât am putut eu, restul depinde de cei care vor avea cartea în mână. A fost un travaliu pentru tine, să înțeleg, plăcut și o datorie morală pentru susținerea pe care ți-a acordat-o? Sau...
e o fel de reciprocitate. Nu i-aș spune datorie, i-aș spune un surplus de experiență pe care am vrut să o împart și cu ceilalți care nu au ocazia să-l cunoască pe Walter așa cum este el în afara scenei. Informațiile din carte nu sunt cu strictețe referitoare la omul Walter. Am plecat de la titlurile pieselor lui și am încercat să îmbin ceea ce aveam de spus în plan filozofic cu ideile care m-au inspirat din piesele lui. Este o îmbinare între omul Walter și experiența mea alături de el. Înțeleg. Walter, ce înseamnă pentru tine? Este un privilegiu pentru tine ca cea mai deosebită persoană din viața ta, cea mai apropiată persoană, să scrie despre tine o carte. Da, așa este, nu mă așteptam. Ideea i-a venit la sfârșitul lui februarie, eram în febra înregistrărilor și a zis, trebuie să scriu o carte și știu ce va fi. Va fi o carte despre tine. Este o modă în lumea și a folcului ca artiștii să scoată cărți de poezie. Eu nu pot să scriu poezii, am scris câteva texte pe vremuri, prefer acum să mă aplec asupra poezilor clasici. Dar poți să cânți, în schimb. Dar poți să cânt, vă mulțumesc. Și atunci i-a spus, va fi o carte nu de tine, despre tine. Eu îi mulțumesc, sunt curios să o citesc toată, eu am citit pe fragmente tot, dar pe măsură ce scria. Vreau să o iau de la capăt, din scoarță în scoarță, și să văd, să mă cunosc și eu pe mine, pentru că așa este, când te vezi descris de cineva și mai ales de la omul de lângă tine, atunci încep să-ți vezi chiar și defectele, pentru că am și eu multe ca orice om. Ca toată lumea. Să înțeleg că îi vei întoarce această onoare de a scrie, de a compune piese pentru un album care se va numi Elora? Nu știu dacă se va numi Elora, următorul se va numi altfel, dar ultimele... Îi va fi dedicată lor, să înțelegem. Toate trei albumele pe care le-am scos în ultimul timp, eu am patru într-adevăr, la primul a apărut și ne-am reîntâlnit exact când îl lansam la Costinești. De atunci, toate trei care au ieșit până acum sunt sub zodia Elorei, să spunem. Felicitări pentru ce faceți, succes de acum încolo și să ne reîntâlnim de foarte multe ori în acest cadru cultural. Vă mulțumim pentru prezență, felicitări pentru emisiune, să știți că o urmăresc. Mulțumim și noi. Și să ne vedem cu bine ori de câte ori avem ocazia. Felicitări Elora pentru volumul scris, pentru că e scris deosebit și curge un text frumos de scriitor, să zicem așa, consacrat și bineînțeles matur. Vă mulțumesc, Doamne ajută să fie receptat așa cum am simțit eu. Este ceea ce îmi doresc cel mai mult, să se poată simți acest text, pentru că este mai degrabă o stare decât o informație tot ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc mult de tot! Și noi mulțumim și suntem siguri că veți crea și de acum încolo ceea ce înseamnă artă, frumos și rafinament intelectual. Doamne ajută! Vă mulțumim! Mulțumim! Decoada unei comete grăbite se aude. Vreți să vă arăt răsăritul? Arată-ne, orbule, arată-ne! Și s-au îngrămădit toți pe fundul unui cadru cu pretenții. De pământ se aude. E parada unor ani plini. Ies să-i salut în chip real și te convoc la tăierea de pamblici pentru cei care mai vin. E timp să-l credem pe pară. Plec să-l prind când trece să se uimească Radu Stanga de reușită. Apoi am să-ți scriu despre cum i-a fost sărbătoare. Sprijinit de axa căi lactee, urlă cineva. Băi, nu v-ați săturat să jucați fața ascunselea? De două eternități tot despre Cronos aud. Mai scuturați-vă și voi de el cumva. De la marginea imposibilă a Universului, cineva ascultă tot și își permite să se aștepte oricând la orice. Voi confundați norocul meu oroc cu mântul beat în iestele divine, dar undeva se moare de rușine și se consumă pâinea ca un drog. Aș vrea să ies cu plugul prin oraș, cât este veacul bun de artură, dar mă izbește zilnic peste gură mâna de chips din somnul celor lași. Și dacă nu m-au alăptat statui și nu mi-a nins în vorbe far de claun, de ce aș cânta tedeum unui scaun?
am pe cruce mai puțin ungui și loc de la limboabele să pun, care se sparg de sârma lor ghimpată. E timpul să cobor unde tată, nevădăcică rindu-n tun, nevădăcică rindu-n tun. Să se caute, dar nu știe nici cum îl cheamă.
Îi spun eu sigur, bunicul Pământului e prins într-o ședință de nimeni mol și de-ar fi toată lumea pe dos, deocamdată nu poate fi deranjat. Voi mai sta puțin cu el la poartă, îl încurajez. Uite, mă știu și pe mine. Când mi-a luat să înțeleg cine e bunicul Pământului? Multă vreme am crezut că sunt eu. Să stea liniștit. Iată-mă, dovada că toți ne vindecăm până la urmă. Atât de la această ediție, doamnelor, domnilor, și să sperăm că vom continua aceste transmiteri și transmisii ale evenimentelor culturale. Să sperăm că v-a încântat această emisiune și, bineînțeles, tot ce s-a întâmplat aici. Până marțea viitoare, când voi fi din nou gazda dumneavoastră, toate cele bune, la revedere!